Bună ziua! Astăzi vom discuta despre dermatoscopie. Este o investigație simplă, nedureroasă, neinvazivă, prin care sunt examinate leziunile cutanate, în special cele pigmentare, dar și cele nepigmentare. Se realizează cu ajutorul dermatoscopului, un instrument medical prevăzut cu lentile speciale și un sistem de iluminare prin care leziunile cutanate sunt mărite de 10 până la 20 de ori. În acest mod, medicul dermatolog poate analiza și observa elementele din cadrul leziunii, acestea fiind vizibile mult mai mult decât cu ochiul liber. În acest fel, se pot diferenția leziuni cutanate benigne, precum nevi melanocitari, dermatofibroame, angioame, de leziuni cutanate maligne, cum ar fi carcinomul bazocelular, carcinomul cu celule scomase, melanomul. Din acest motiv, este considerată dermatoscopia ca fiind cea mai eficientă metodă pentru depistarea precoce a cancerului cutanat. Referitor la cancerul cutanat, cele mai frecvente leziuni sunt cele de carcinom bazocelular, urmând carcinomul cu celule scoamoase, după care melanomul. Majoritatea acestor leziuni se localizează pe zonele fotoexpuse. Aceste leziuni canceroase se pot prezenta în diferite feluri la nivelul pielii, astfel încât pacientul poate observa o simplă leziune de culoare roz până la o ulcerație cutanată și de aceea este recomandat un consult dermatologic și dermatoscopic anual, mai ales că în ultimii ani incidența cancerului cutanate a crescut semnificativ. Există anumite categorii de persoane predispuse la apariția leziunilor de cancer cutanat. Și aici ne referim la persoane cu activități și meserii care implică expunerea frecventă și prelungită la soare, persoane care frecventează solarul, persoane cu istoric familial sau personal de cancer cutanat, persoane cu istoric de arsuri la nivelul pielii, arsuri solare în copilărie sau adolescență, persoane care au urmat diferite tratamente imunosupresoare sau persoane care prezintă mulți nevi melanocitari, fototip deschis, piele de culoare deschisă, ochi albaștri, păr deschis la culoare. În afară de măsurile de prevenție pe care ar trebui să le respectăm toți, nu numai în timpul verii, ci și pe toată perioada anului, respectiv aplicare de cremă cu factor de fotoprotecție 50+, se recomandă autoexaminarea pielii la domiciliu în fiecare lună, astfel pacienții pot observa dacă s-au modificat sau nu leziunile pe care deja le au sau dacă au apărut leziuni noi. Din acest motiv, în momentul în care se constată modificări care nu erau prezente anterior, cât și apariția unor leziuni noi, pacientul este îndrumat să meargă la medic pentru a se face un examen dermatoscopic și a se pune un diagnostic corect. Totodată, este necesar consultul dermatoscopic în momentul în care un pacient constată că prezintă o leziune cutanată de mai mult timp, care are tendința de a nu se vindeca. Face o scoamă, își menține culoarea roșiatică sau capătă alte nuanțe și persistă în același loc sau chiar se mărește în dimensiuni. Mă numesc Dr. Mihaela Berevoiescu, sunt medic dermatolog în cadrul Centrului Medical IMAMED.